Dorin Almunteanu, acel jucător laborios pe care îl cunoaștem și de urmărit această fază, iată-l pe Badea într-un dribling foarte bun. Îi dă mingea unui coechipier, dar pe acesta așteaptă întârzi. Olaru a fost acolo și așteptând poate un penalti, a ratat o fază care ar fi putut aduce egalarea pentru formația sa. Doi venind acum într-un atac pe lungit, combinație cu Badea. Badea în dribling, era cât pasi să fie prins pe cala, cala nu știu ce, dar iată pe Badea care au cușut, reușește! Bogdan Stelea se respingă în ultimul moment, superbă fază de contraatac a Craiovenilor. Au încercat la un moment dat jucătorii neamoviți, Cristian Stese să-l prindă calea rugby, nu-mi dă seama de cuvintele pe Badea aflat într-un dribbling prelungit. Și reluăm această fază, cea mai bună a Craiovenilor, în afara celei din metru 14, prin care Sândoi a deschis scorul. Din nou...
Hai, Emile! Ajde,